Vă mulțumesc, domnule președinte. Obiectul declarației politice, pentru prima dată după Revoluția din 1989, un guvern anulează rolul constituțional al Parlamentului. Asumarea răspunderii pe legea bugetului național de către guvernul Orban anulează votul la milioane de români care și-au votat reprezentanții în Parlament. Stimate colege, stimați colegi, am să încep prin a vă reaminti prevederile Constituției României, actul fundamental al țării care garantează drepturile și libertățile pentru care românii s-au jertfit în urmă cu 30 de ani. Articolul 61 la aliniatul 1 prevede că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Ba mai mult, în articolul 138, aliniatul 2, se stipulează că guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat și pe cel al asigurărilor sociale de stat, pe care le supune separat aprobării Parlamentului. Prin urmare, fiecare dintre noi ne aflăm aici cu un mandat dat de fiecare dintre alegătorii noștri pentru a susține, pentru a dezbate și pentru a căuta împreună soluțiile la problemele românilor din fiecare colț al țării. Consider că bugetul este cel mai important document al unui parlament. Prin urmare, nu pot face obiectul asumării răspunderii guvernului proiectele legislative complexe, prin care efectele lor pot depăși limitele previziunii guvernului. Și am să vin cu exemple. De unde știe guvernul Orban din birou ce nevoi imediate au județele Botoșani, Suceava sau Constanța sau Mureș sau Brașov? Se anulează dreptul constituțional al parlamentarilor de a dezbate și de a aloca resursele financiare ale țării în funcție de nevoile reale ale românilor. Ce mai este democratic aici și care mai este rolul nostru dacă nu putem da girul celei mai importante legi ale țării? Putem la fel de bine să plecăm acasă și să le lăsăm alegătorilor adresa guvernului pentru eventuale audiențe. Asumarea răspunderii reprezintă, prin urmare, un afront adus instituției Parlamentului și aleșilor trimiși acolo să-i reprezinte pe cetățeni. Pro-România nu este de acord cu abuzul de metode care elimină prin proces dezbaterea sănătoasă. În concluzie, prin angajarea răspunderii, guvernul pune Parlamentul în situația de a vota solicitarea acestuia, având drept consecință menținerea sa în funcțiune, fie să-i refuze cele solicitate și ca atare să-l demită. În orice variantă, alegătorii români nu pot decât să constate că guvernul Orban și-a început mandatul cu stângul într-un mod ipocrit în care se folosește de o manieră extremă de lucrurile pe care le-a criticat și contestat la precedentul guvern, și anume evitarea prin toate mijloacele a controlului parlamentar al actului guvernării. Vă mulțumesc! Mihaela Huncă, deputat pro-România Botoșani.